Bine v-am găsit, stimați telespectatori. După sondajul curs, a venit astăzi un sondaj avantgard. În sondajul curs, pe care l-am comentat în pastila anterioară, ar dezvăluia că marea problemă a românilor cu care se confruntă, care ne lăsește pe români, este creșterea prețurilor. Sondajul Avantgard, care este făcut la începutul lui aprilie, că până pe 15, dacă nu mă înșel, da? Se ocupă mai mult de aceste neliniști colective din România. Acest sondaj confirmă sondajul curs, dar confirmă și intuițiile mele, și anume că cea mai mare problemă pentru români o reprezintă criza economică. Hai să vedem. Credeți că România se va confrunta în acest an cu o criză economică? Este întrebarea, așa cum vedeți pe ecran. 77% sunt siguri că da, că se va confrunta cu o criză economică, da? A doua întrebare. Care sunt, din punctul nostru de vedere, cauzele unei eventuale crize economice? Cei mai mulți, cât aici, 28% cred că războiul, dar interesant că 23% consideră creșterea prețurilor la energie și 21% efectele pandemiei asupra lanțurilor de aprovizionare, vedeți pe ecran, 11% numai calitatea guvernării. Foarte interesant că oamenii văd criza aceasta economică nu rezultatul unei proste guvernări, ci ca o chestiune fatală, da? Mă rog, dintre liderii, asta nu mă interesează, dintre liderii politici actuali care credeți că este cel mai bine pregătit să gestioneze o eventuală criză economică, înțeleg că 38-9% zic că niciunul, eu nu consider. Nu consider interesant răspunsul nici la, din punctul dumneavoastră de vedere, președintele Klaus Iohannis va implica în gestionarea unei eventuale crize economice, 36% spun că da, vă prezint și așa ca să nu să fiți informați. O întrebare, credeți că actuala coaliție PSD-PNL-UDMR a luat măsurile potrivite pentru gestionarea problemelor economice care se confruntă țara? Interesant că, așa cum vedeți, 39% spun că da. Mare lucru pentru actuala coaliție. Care este cea mai mare problemă economică de punctul nostru de vedere? Pe primul loc, 71% creșterea prețurilor, creșterea ratelor bancare numai 8%, lipsa produselor relevant. Da. Bun. Concluzia acestui sondaj, despre care sondaj pe care voi scrie și pe gândurile Ion Cristu, gândurile Cristoiu, este mult mai important decât dezvăluirea unei situații reale. Așadar, românii, într-o proporție zdrobitoare, sunt neliniștiți de criza economică, fiecare să vină, și de creșterea prețurilor. Așa cum am arătat în sondajul curs, războiul din Ucraina, nu știu, 18%, la de vreo 3 ori mai puțin decât creșterea prețurilor și, dacă nu mă înșel, corupția 9%. Concluziile, adică concluzia poate fi despărțită în mai multe concluzii, încep aici să o încerc să o comentez. Prima concluzie este faptul că românii, ca și toți europenii, sunt neliniștiți de criza economică, adică de scăderea nivelului de trai. Această scădere, această criză economică, creșterea prețurilor, dar și alte lucruri, și la produsele de consum, ea nu e legată în mentalitatea europeană, ca și a românilor, de războiul din Ucraina. Deci, cetățeanul occidental constată că trăiește prost.
constatând că trăiește prost, se uită în sus la guvernanți. Așa se explică de ce o prăbușire actualei coaliții în Germania în sondaje, așa se explică de ce vorbeam cu Marcela Ferraru în seara asta și rămânând, am stabilit cu ea ca mâine seară să avem cunoscutul dialog al ei cu mine despre dezbaterea dintre Marine Le Pen și Macron. Ea va avea loc miercuri seara, vom avea, ea o să ne aducă amănunte, asta vine mâine seară, dar și amănunte despre cum se desfășoară campania electorală, care stă sub semnul unei părți a electoratului care se exprimă așa între ciumă și holeră. Nu e greu să zic alegătorii, să votăm, deci foarte mulți nu se vor duce la vot. Va birui probabil până la urmă acel candidat care va reuși să-și mobilizeze electoratul, să vină la vot unii dintre ei, deci după primul tur, să vină și acum sau electoratul altor candidați care să vină la vot să voteze pe unul sau pe celălalt. Dar mi-a spus că până acum nu s-a dezbătut războiul, numai nivelul de trai. Ce ne spune asta? Asta ne spune un lucru foarte important. Eu am tot atras atenția, dar nimeni n-a fost atent, poate nu ați fost atent, la următorul lucru. Finalul războiului sau războiul din Ucraina, rezultatul va depinde foarte mult de capacitatea de rezistență a cetățeanului occidental la scăderea nivelului de trai, la dificultățile vieții cotidiene pe care ar trebui să le îndure, spunându-i acestui cetățean că e de dragul Ucrainei, de dragul libertății, de dragul democrației. Eu am fost de la început sceptic în legătură cu această capacitate pentru că am arătat că în pandemie cetățeanul occidental, inclusiv cel francez, au fost de acord cu toate restricțiile. Am mai spus că pandemia a dat o grea lovitură economiilor europene. Sancțiunile la care sunt supuse, la care e supusă Rusia, se întorc ca un bumerang împotriva occidentalului. Sigur, și în Rusia au mare efecte, numai că rușii sunt în război. Propaganda de presa rusească și în general rușii au convins, dar nu numai că nu le-a spus adevărat, este o prostie, se vede că nu se pricep la ruși. Că... Și dacă le spunea adevărul, adevărul care, că Rusia a atacat pe nedrept Ucraina, păi și cum să zic, adică rușii zicea că am atacat Ucraina, ce noi suntem ruși. Din sensul ăsta, e, v-am spus, sunt tot felul de coțofeni, tot felul de generali expirați și în Occident care nu cunosc istoria Rusiei, nu cunosc pe ruși. Acum rușii probabil că mi se spune război, uite, ne-au scufundat crucișătorul, ăla le-a ajutat foarte mult ăla cu scufundatul crucișătorul, parcă l-au scufundat ei. Adică în momentul în care și se lansează sau se avansează tot mai mult în Rusia teza intervenției NATO, intervenției Americii, e un fel, devine război întregului popor, nu mai devine o operațiune militară, indiferent cât ar costa. Deci, din punctul acesta de vedere, eu îi văd mult mai ușor, mult mai mult pe ruși rezistând la aceste sancțiuni, pentru că ele sunt prezentate și sunt conștientizate de marea majoritate a rușilor. Nu vă luați că ăla, că nu știu cine a scris, mama aici, a rușii vă vedeați pe vremea țarului, pe vremea lui Stalin. Dar ați văzut că au și acolo. Naval e în închisoare, dar vorbește, pe cum să zic, mai mult ca unul, mai mult și mai bine decât unul care e în afara închisoarei. Deci, din punctul acesta de vedere, ei sunt convinși că sunt într-un război cu toată lumea.
și mai ales cu NATO, și atunci sunt de acord și cu aceste sancțiuni care au fost atât de prost făcute, în sensul că au fost făcute în cascadă, au afectat și pe ruși, au afectat domenii din ăstea, participarea rușilor la fotbal, la ăla, adică ce idiot s-a gândit? Bă, trebuia să fie numai economice, dure. Cea că în momentul în care tu vii și alături de sancțiuni economice, nu știu, numai fotbaliștii ruși nu mai participă la campionate, patinatoarele rusoice nu mai participă la... Atunci rusul spune, bă, dar ce treabă ăștia cu războiul, da? Și atunci sentimentul, starea de spirit de război, că ei sunt... puși cu spatele la zid, e puternic și sigur că îi rezistă la aceste sancțiuni. Din coace, nu numai și sancțiunile și pandemia, duce la o criză economică. Problema care am pus-o eu încă de la începutul acestui război a fost următoarea. În ce măsură cetățeanul occidental este dispus să facă sacrificii economice. O să spune, dom'le, dar în timpul cel de-al doilea război mondial, cum dracu de englezii au acceptat, au fost de acord cu ce le spunea Churchill, că vă așteaptă, nu știu, sânge și sudoare. Încă o dată v-am spus, repet, am nu știu câte oare. În al doilea război mondial, Anglia era în război, era bombardată. Nu trebuia să vină nimeni să spună, știai că nemții vor să te cucerească, te bombardau, da? Franța era cucerită, Belgia era cucerită, Olanda era cucerită. În mod normal, cetățeanul respectiv considera că e în război. Și dacă e în război, trebuia să se obișnuiască și cu frustrările și cu dificultățile vieții cotidiene. Acum, cetățeanul occidental nu e în război, cum nu suntem nici noi. Nouă, de exemplu, normal că nu se mai preocupă de amenințarea rusă, câte vreme ni se spune fiecare zi că suntem apărați, da? S-a încercat în primele săptămâni ale războiului, mai ales mașinăria, propaganda de război ucraineană, să spună că rușii, după ce termină cu Ucraina, atacă și NATO și... Nu! Eu vă spun încă o dată. Nu spun că n-ar vrea. Dar nu își pot permite că să atace. Adică e o problemă acolo. Trebuie să termine cu Mariupolul. Pentru ei e foarte important. Și încă o dată precizez, este cea mare prostie a occidentală să spună că am văzut și la noi tot felul de nechiopi că Putin vrea neapărat o victorie până la 9 mai. Nu vrea... Are el acolo o treabă, trebuie să treacă, să rupă Mariupol. După asta vom vedea. Bun. Mariupol, combinatul și că aparține celui mai bogat om din Ucraina. Bă, cum știu să fi făcut ăsta averante? Nu trebuie așa calitatea mea de comunist. Adică oligarhii ăștia ucraineni, ăla care are gogi aminte combinatul, l-a moștenit de la Taxu, de la bunicus. Nu, l-a făcut acum. Păi și cu ce l-a făcut, bă, cu ce bani? Combinat, ăla, uriaș, ăla. Dar mă rog. Și apropo, unii sunt oligarhii ucraineni? Vreau să văd și eu. Parcă au plecat, s-au întors în țară, contribuie la... Se duc pe front, se duc să lupte. Uite ei, cum ați văzut? Ionel Brăteanu. S-a dus în timpul celui de-al doilea război balcanic, s-a îmbrăcat uniforma, a lăsat partidul și s-a dus pe front. Păi de ce nu se duc? Eu n-am auzit până acum. Bun. Deci cetățeanul occidental zice francez, român, german, băi, da, noi de ce trăim rău? Păi trebuie să trăim rău pentru că noi trebuie să fim solidari cu Ucraina. Bine, suntem solidari, zice ăla, da, pentru că cum spunea Camil Petrescu, oamenii nu pot trăi decât timpul și locul în care se află. Ei nu sunt nici refugiați, nu sunt nici bombardați, văd că e tot mai greu de trăit. Prostie, a spus unul, ministru economiei din Germania, că, domnule, să
oprim, să mergem mai puțin cu mașinile. Păi, dumneavoastră vedeți, ați fost în Occident, mulți dintre noastre. Lumea de astăzi europeană este o lume, omul merge cu mașina nu pentru că se ducă până la Sinaia. Omul merge cu mașina, cum a zis, neamțul, te duce, face de la ăla, cum ar să zicem, naveta în fiecare zi, de la Nuremberg, pe autostradă la, cum să zic, la Frankfurt. Dau un exemplu. Deci, creșterea prețului la motorină, la el, vine din, afectează nivelul lui de trai. N-are cum să nu meargă cu mașina. Aia că se urce în tren. Deci, înseamnă că de la Nuremberg ar trebui să plece la ora 7 un tren până la Frankfurt, nu știu, de un kilometru. Fiecare se urcă în mașină, se duce alții la 7, alții la 7:30. Deci, din punctul acesta de vedere, ideea de economie la energie este o prostie, pentru că lumea de astăzi este alta. Trebuie să meargă cu avionul. Nu mai e. A, puteam face economie la energie? Nu știu. Când mergeam cu trăsura, sau în 1930. Bun, nu erau puține mașini, bă, nu mai mergem cu mașini. Bun. Deci asta este la ora actuală situația. Și ce se întâmplă acum la noi, e un semnal, da, confirmat deja și în Occident, că la un moment dat chiar occidentali își vor dori să se termine odată acest război care se eternizează, dacă o să râdeți, se rutinează. Spune-mă, dacă aș lucra la televizor, ce să mai dau? Zelenski îl știm, Mariupolul ăla nu mai știm când îl cuceresc, că a mai bombardat o școală, știm, dar numai la un moment dat obosește, da? O să spun un paradox, știți care ar fi singura soluție pentru Occident, pentru liderii occidentali să scape de presiunea și de nemulțumirea populară pentru deficient, pentru dificultățile economice? O să spun un paradox. Ar fi să înceapă un război între Occident deschis și Rusia. În acel moment, occidentalul va spune, băi, război, așa, nu e război, e război la televizor pentru ei. A trecut și povestea cu, cum îi spune, cu refugiații. Cora Muntean și apoi Bogdaneacu mi-au atras atenția asupra unui text pe care l-a scris Emilia Șercan pe Facebook, în care mă înjură. Cazul Emilia Șercan l-am prezentat. Eu, plecând de la o bizarerie a cazului ei, și anume că anumite forțe din România, care sunt, să zicem, ar fi de partea sistemului, în loc să apeleze la cea mai bună strategie când e vorba de cineva care a dezvăluit că domnul Ciucă a plagiat, este tăcerea. V-am spus, cea mai bună tactică e folosită de față cum de mine. Pot să scriu eu acum o lung șir de dezvăluiri că nu mai a nimeni în seamă. Faptul că s-au năpustit prostește asupra Emiliei Șercan, gen răzbunare. La servicii nu există răzbunare. N-am auzit până acum vreun serviciu să se răzbune. Mie mi s-a părut că e un soi de lucru la imaginea Emiliei Șercan pentru un partid politic. Cum v-am spus și în dreptul ei la replică pe care l-am dat, nu știu, eu nu am spus că ea știe. Am spus că parcă se lucrează la un partid politic. Cum duci de aia? V-am zis, m-a sunat, am făcut efortul, am fost corect, am spus aici, în această pastilă, am greșit. Am zis, eu i-am răspuns la telefon. Pentru că noi putem să greșim cu profețiile. M-a sunat. Adică mi-a trimis, am văzut telefonul ei, am sunat-o, corect, cu tare, putea spun puțin în pană, am sunat-o, i-am spus că voi da un soi de erată, am dat-o, ea m-a jurat azi.
Vedem, deci în primul rând că nu a ținut cont de faptul că eu am fost un om corect și am dat punctul ei de vedere, am greșit în cazul ei. Bun. Ceea ce înseamnă că are de gând să facă în continuare, pentru că vrea să fie și victima mea. Și de aici că eu, nu știu ce, m-am plănuit ca să-i pun la îndoială lupta ei cu sistemul. Știi, mă, domnișoară, nu am plănuit nimic, mi-a dat și eu cu părerea. Nu m-am referit nici la dacă Emilia Șercan are dreptul sau posibilitatea să dezvăluie plagiate în toate domeniile de activitate, nu, am spus, am zis, am plecat de la o bizarerie, care în continuare. Ce se întâmplă ei din partea unor forțe pe care ea le identifică cu Ciucă și cu sistemul, mi se par expresiile unei imbecilități, adică cel mai bun lucru, știu și eu de 30 de ani de gazetărie există și democrată, că cel mai bun mijloc este să taci. Mai ales, ai, dacă iar avea o televiziune și ar toca seară de seară sau un site, a dezvăluit care e cea mai bună metodă, zic eu, pentru cineva care vrea să năbușe un scandal. Nu îl mai rostogolește. Bun. Eu nu am zis că ea-și creează ea. Bun. Am înțeles. Am zis asta așa ca... Pentru că nu m-a impresionat deloc. Dacă nu mi-ar fi spus cei doi, nici nu știam și nici, o să vă spun ceva, nici nu mă interesează. Atâtea înjurături, atâtea lucruri incorrecte s-au făcut față de mine, încât Emilia Șercan, că a scris și ea pe Facebook și dacă se ducea și făcea un protest colectiv. Am spus asta însă că nu e corect din partea ei. Eu am fost chiar mai mult decât corect, că puteam nici să nu sun. Am sunat, am vorbit cu ea, i-am spus, am dat erată, am zis dezvăluire, vom vedea. De ce nu mă interesează? Nu mă interesează, mai telespectator, pentru că am 74 de ani, timpul vieții ni scurt, cum spune numai poetul sau cântecul, am atâta treabă și lectura, scrisul sunt atât de interesante. Deci, în primul rând, că trebuie să mă grăbesc ca până în iunie să scot primul volum din jurnalul gândurilor mele, pentru că când am înființat editura, am făcut un plan și sunt în întârziere. Dacă nu scot acum un volum, voi avea probleme cu existența acestei edituri Martorul Clipei. Nu, adică, sigur, am vreo 1000 de pagini, pot să fac 300, dar trebuie să le aleg, trebuie apoi să le trec o dată prin stilizare, sper că nu mă apuc de la 10 rânduri, că au 10 rânduri, 20 de rânduri, câte unul. Am luat, îi voi spune, jurnalul gândurilor mele, anul 1, am și vorbit cu Catan. Bun. Dar astăzi eu am fost la bibliotecă. Biblioteca Academiei, acolo, printre altele, am... Nu relații. Biblioteca Academiei, acum te poți duce, masca nu e obligatorie, dar e deschis numai până la 2. Și acolo, cu ajutorul domnului custode, bibliotecar, Cătălin Mirea, pe care îl știu, după vremea când mă duceam în sala 1, am și sigur și cu sprijinul domnului Noica, am căutat viitorul acel ziar în care a scris, în care și-a publicat Ionel Brăteanu celebra sa scrisoare în care propunea, anunța țara că el va este că are de proiect reforma votului, adică promovarea votului universal și, desigur, proprietarea țărilor. Această scrisoare este invocată în toate manualele, eu n-am găsit-o nicăieri reprodusă, pentru că nu cred că cineva a avut curaj sau a avut efortul să ducă la biblioteca. Deci, iată,
prima pagină din viitorul, viitorul organul PNL, oficiosul, din 7 septembrie 1913. Vă să vedeți acolo, cum e așa, așa e, stânga, acolo, cu titlul 7 septembrie 1913, este celebra scrisoare a lui Constantin, a lui Ionel Brăteanu, Ion I.C. Brăteanu, care era în 1913, nu era premier, apoi va fi. Și deci este foarte important această scrisoare. Haideți să vă citesc senzațional. Hai să vă citesc cum sună. Este semnată de precursorul lui Ciucă, Ion I.C. Brăteanu. În final spune așa, după ce vorbește cel de război, vă, desăvârșirea reformelor agrare printr-o intervențiune a statului cu drept de expropiere, unde e nevoie pentru creșterea proprietății țărănești, stabilirea colegiului electoral unic, grabnica mulțire a tuturor mijloacelor de instrucțiune și de educațiune, îndreptarea și dezvoltarea tot ce trebuie să înrăurească buna stare morală, fizică și economică a claselor muncitoare, se impun tot atât de imperios ca și întărirea organizării noastre militare, de a care grabnică necesitate nu se poate nimândui. Era vorba după al doilea război balcanic, dar era încă 1913. Nu început să râd. În noile situații internaționale, neamul nostru se cade să pășească către noi chemări. Ce text o să-l public și la un moment dat în supliment? Magistrat. În situațiunea și cu însușirile lui, a neamului stă suprema chezeșia viitorului său, pe care peste orice greșeală a momentului, el nu poate să nu o dobândească. Dar ticăloșia sau vrednicia actualelor clase conducătoare îi pot îngreuia sau ușura mersul sau ascendent. Dacă prin patimă sau nepricepere ele, clasele conducătoare, nu vor înțelege din datoria ce le incumbă astăzi și unica condiție în care, prin inteligență și prin solidarizare, se pot menține în fruntea poporului, se va face un mare păcat a cărei urmare firească și nereparabilă va fi propria lor nimicire, a claselor politice. Organ temeinic al vieții constituționale, un partid politic conștient, este reprezentant permanent al cerințelor statului. Asta este de citat și pentru politie. Bărbații care îl compun sau care îl conduc pot dispare sau se pot schimba, datoriile sale rămân vii, mereu vii și cresc cu aspirațiunele în care izvorăsc. Și apoi spune că Partidul Național Liberal își asumă această misiune și el va convoca un congres. Este senzațional. De ce spun asta? Multă lume din România, din prezent, e convinsă că tema, proiectul de țară al reformei electorale și al acestor reforme și al împroprietării a fost după primul război mondial. Nu e adevărat, v-am spus aseară, războiul, începutul războiului, așa cum se ziza și arghezii, a oprit mecanismul, procesul declanșat de Ionel Brăteanu de reformă constituțională. Se constituise chiar adunarea constituantă, fusese aleasă, numai că a venit războiul și atunci a trebuit să se întrerupă. Dar, repet, dacă nu era războiul, în 1914 până în iarnă, România avea modificarea Constituției și avea acest proiect de țară aplicat încă o dată. Dar uitați-vă aici, un text, o scrisoare, n-are titlu, n-are ăla. Ce politician de azi mai poate gândi? Repet, iată, organ temeinic al vieții constituționale, un partid politic conștient, este reprezentant permanent al cerințelor statului. Tot astăzi am scanat pentru dumneavoastră de la bibliotecă primele pagini și edițiile speciale din debutul
primului război mondial. Este vorba, v-am arătat adevărul, l-am dus la bibliotecă pentru că adevărul nu-l aveam, nu aveam viitorul, am scanat pentru noastră, și edițiile speciale ale Universului. Ia să le vedem. De ce mă preocupă acest război? Pentru că primul război mondial este uluitor de asemănător ca posibilitate cu războiul de acum. Totul a pornit ca un război local, adică în 1908 Bosnia-Herzegovina și-a căpătat independența de față de Imperiul Otoman, bolnavul Europei, și a pus mâna Austro-Ungaria. Serbia voia să facă din toate aceste țări, inclusiv Bosnia-Herzegovina, noua Iugoslavie, ca și făcut după primul război mondial. În consecință, Serbia a devenit, ca și Ucraina pentru Rusia, pentru Austro-Ungaria, dușmanul numărul unu. Era și dușmanul unu, deoarece la vremea respectivă Serbia era protejată de Rusia, Rusia țaristă. Atentatul de la Sarajevo a fost făcut de un sârb. În toată lumea a fost interpretat ca o, nu știu cum să spun, ca o parte a războiului secret care se ducea între Austro-Ungaria și Serbia. Austro-Ungaria a trimis un ultimatum Serbiei în care se spuneau să îndeplinească niște condiții pentru că altfel va fi război. Serbia i-a răspuns, le-a îndeplinit pe toate, le-a spus că toate sunt de acord pentru că intervenise Moscova, cu una singură, care era imposibil de navecu, în care Austro-Ungaria cerea ca Austro-Ungaria să încheteze ea personal în Serbia, nu fusese operat sârbilor. Era un student care a tras cu pistolul. Și asta nu se putea face, pentru că era deja umilire totală. Bun. Sârbii au răspuns, spunând că asta nu poate să facă. Te-ai fi așteptat ca Austro-Ungaria zică, bine mă, bun, hai să mai negociem. Nu, Austro-Ungaria a respins aceste condiții, acest răspuns, și a declanșat războiul, a bombardat Belgradul. 15 iulie pe stil vechi, 14 iulie, 28 iulie pe stil nou, 1914 a fost atunci. Deci se anunța un război în care o țară, Austro-Ungaria, mare, gen Rusia de acum, ataca o țară mai mică, cu așa cum Rusia a atacat Ucraina, a atacat Austro-Ungaria. Austro-Ungaria era convinsă, ca și Rusia de acum, că băi, timp și trei mișcări o face pulbere. Presa, așa cum am citit-o eu, inclusiv cea românească, spunea, bă, totul e să fie local. Și era convinsă, Austro-Ungaria când a făcut asta, probabil că și s-o întreba, bă, dar rușii? Nu, bă, rușii nu mobilizează. Rusia a mobilizat imediat, da? În momentul în care a mobilizat Rusia, a mobilizat și Germania. Că era așa tripla
era antanta, așa nume, Rusia-Franța, la care se adăugase și Rusia, Franța și Anglia. Și dincolo era tripla înțelegere, anume Germania, Austro-Ungaria și Italia. La un moment dat Italia se declara neutralitatea. Rusia a mobilizat. A mobilizat imediat și Germania, care era sprijinitoare Austro-Ungariei, apoi, ca răspund la Germania, a mobilizat și Franța. Și apoi și Anglia. Și așa s-a ajuns la un război. De ce s-a ajuns la un război? De ce mă preocupă, mă preocupă foarte mult? Pentru că, spre deosebire de al doilea război mondial, unul a fost un agresor. Acum, tot a pornit de la conștiința, de la convingerea liderilor de la vremea respectivă că nu va fi război. Deci, în momentul în care Austro-Ungaria a zis că va da una peste bot Serbiei, ei au cerut într-un fel aprobare de la aliatul numit Germania. Împăratul Wilhelm, care era văr cu țarul Nicolae al II-lea, a zis, da, domnule, în principiu și-a plecat în croazieră. Era pe mare, da? Adică nu s-a gândit nici ăla, bă, eu îi dau ce în albul ăla, dar dacă mobilizează Rusia. Mă, zis, lasă-mă, i-am dat să-i belească pe sârb, da? Și uite, așa s-a ajuns la un mecanism, cum să zic, în care a fost 4 ani de război, foarte interesant, să vă citesc, cât de, eu pe mine m-a fascinat această idee că jurnaliștii de la Viitorul, de la Universul și de la Adevărul erau atunci, scriau atunci și să știți că am constatat toți erau neliniștiți de cum a început războiul. Prima dată era un război local de extinderea războiului. Ministrul de externe al Marii Britanii a și zis în Parlament, că ei nu intraseră încă, dacă începe acest război, va fi cea mai mare, cum să spun, catastrofă din istoria omenirii. Da, de-aia e interesant, de-aia mă preocupă și nu că o fac eu pe nebunul, dar trebuie să scanești, asta gândul mie când mă înjură X sau Y, da? Dar încă o dată, dacă vreți să înțelegeți ce se întâmplă acum, citiți despre primul, eu m-am apucat să citesc, nu mi-a spus, aniversarul meu, da, primul război. Acum însă, văzând, acepet, cum toate cred să spun despre acest mecanism, o carte acum pe care o citesc, că la printre cauze pune principala cauză naționalismul. Adică la un moment dat popoarele, poți să vedeți, austriecii au făcut scandală, demonstrații, să-i belim pe ruși, să-i belim pe sârbi. Nemții, la fel. Francezii, la fel. L-au omorât pe Jean Jaurès, care era împotriva războiului. Nu, domnule. Adică s-a născut, cum e acum la ruși, mușchii. Cum e acum la... Nu, domnule. Ce, bă, pe noi, mă, sârbi, mă. Cine? Rușii? Nici nu discutăm. Ei, și uite, așa s-a ajuns. Principala cauză a reprezentat-o arătarea mușchilor. Adică chestia aia naționalistă. Pă, noi, cine, mă? Bine, erau și eu neîncrede, adică francezi, nemții, dar tot a pornit de la un conflict între o mare putere, Austro-Ungaria, și o mică putere, Serbia. Și de acolo se ajunge la război mondial prin acest mecanism. Nu știu dacă acum se va ajunge, că nu e așa de, nu funcționează totuși așa de bine alianțele, dar atunci au funcționat, dar și acum poate să funcționeze orgoliile. Bun. Mulțumesc, la revedere!